Bună ziua, dragii mei, sunt Diana Maria Boioglu și astăzi am revenit cu un review la o carte, pot spune, fără să dau mari spoilere, pentru că eu am citit seria A Good Girl's Guide to Murder de la Holly Jackson. Și am revenit pentru că în ultima carte, As Good As Dead, v-am făcut review-ul puțin mai întârziat pentru că, nu știu, mi s-a părut o parte puțin plictisitoare și am lălăit-o, cum s-ar zice, cu cartea respectivă. Dar după ce am terminat, v-am zis că eu am început altă carte de la Holly Jackson, The Reappearance of Rachel Price. Și astăzi chiar o să facem review la cartea asta pentru că mie mi-a plăcut foarte mult, adică este foarte... deține sunt spans foarte mult și hai să vă explicam ce s-a întâmplat așa, fără să vă dau mari spoilere, dar să vă fac să citiți cartea pentru că chiar merită. Eu am fizic pentru că majoritatea cărților le am pe Kindle, dar pe aceasta mi-am luat-o fizic, am primit-o cadou de ziua mea, dar chiar merită să o ai fizic pentru că este o carte foarte bună. Mi se pare, părerea mea este că dacă citești cărți pe Kindle, cărțile care chiar îți plac să le ții fizic. În orice caz, să vă zic câteva idei despre această carte. Pe lângă că eu am luat-o de la Cărturești, o să vă las și link-ul în descriere, ce vreau să vă zic. Această carte este, nu are nicio treabă cu seria respectivă sau cu alte cărți, dar cum sunt și celelalte cărți de la Holly Jackson, sunt un fel de murder mystery, adică să vă zic așa puțin, este că această fată Belle, care are 18 ani, nu și-a mai văzut mama de 16 ani pentru că ea a dispărut când avea doar 2 ani. Toată lumea a trăit într-un mister timp de 16 ani pentru că nu știa ce s-a întâmplat, unde a dispărut, ce a făcut sau așa ceva. În orice caz, timp de 16 ani nu a știut nimeni de ea, până când la un moment dat familia Price a acceptat să facă un documentar pe baza lui Rachel Price, care a dispărut și nimeni nu știa de ea. Și au început acest documentar, iar pe la cam în primele 100 de pagini a reapărut Rachel Price și asta se zice că face toată cartea, adică ea când vine, ca să vă zic așa, vine, nimeni nu prea, adică are o poveste foarte, foarte interesantă și nici nu-ți vine să o crezi, iar Ben nu prea o crede atât de mult, adică a avut câteva scăpări când zicea povestea nu zicea toate detaliile sau așa și apoi ea, cum să zic, a urmărit, tot o urmărea și așa, până când a descoperit ce s-a întâmplat de fapt cu ea. Cum să zic, la început cartea este foarte, este așa, cum să zic, normal, adică începe așa, dacă tu nu prea înțelegi mare chestii din carte pentru că nu-ți dă foarte multe detalii. Pe la mijloc a avut o parte puțin plictisitoare, doar că, pentru că atunci începea să dea mai multe detalii, iar ultimele 200 de pagini a trebuit să le citesc deodată pentru că sunt cu foarte multe informații și practic în ultimele pagini afli ce s-a întâmplat de fapt în timp de acei 16 ani, adică nu-ți vine să crezi nici ție ce s-a întâmplat. Și de asta mi se pare o carte foarte interesantă, adică eu sunt genul care îmi place să citesc murder mystery și așa, iar Holly Jackson are niște cărți, are 5 cărți și o novelă deocamdată, asta este cea mai nouă carte a ei. Și după ce am început seria aceea de cărți, am zis că vreau să citesc și cartea aceasta. În primul rând, ca să vă prezint aici cărțile, este așa, A Good Girl's Guide to Murder, A Good Girl Bad Blood, As Good As Dead, iar apoi este o novelă, adică Killjoy, care dă mai multe, cum să zic, dă mai multe detalii despre personajele din seria aceea care v-am prezentat-o. Doar că eu am citit-o, dar nu pot să vă zic că m-a dat pe spate, de asemenea nu am vorbit prea mult despre ea, dar este și această novelă dacă vreți să o citiți și mai este Five Survive, altă carte pe care eu nu am citit-o încă, chiar vreau să mă apuc de ea și pentru că nu o să am cartea fizic, totuși vreau să vă arăt pentru că, cum să zic, am citit aproape toate cărțile de la Holly Jackson și chiar mi-a plăcut. Deci această carte merită citită, mai ales dacă ești genul care vrei să
rămâi așa în suspans, dar în același timp, la început chiar o să ți se pară că nu are niciun sens nimica de pe acolo. Dar la final sunt niște detalii șocante și de asta mie mi-a plăcut foarte mult. Cum am zis, o să las linkul în descriere cu cartea, eu am luat-o de la Cărturești și ce să zic, aceasta este cartea, nu vreau să vă dau spoilere, dar puteți să ziceți în comentarii la ce cărți vreți să mai fac review, pentru că eu am început de cam 3-4 luni să citesc în engleză și puteți să-mi ziceți ce cărți să mai citesc, ce cărți merită și dacă voi ați citit această carte sau dacă vreți să o citiți. Cam acesta a fost vlogul, eu sunt Diana Maria Boioglu și această carte vă recomand să citiți. Pupiți, pe data viitoare! Acum o să vă las câteva imagini cu cartea aceasta.